Pentru că ne-am dat seama că apar foarte multe comunități care fac proiecte super faine. Și noi ne-am gândit să strângem împreună, să-i arătăm ca exemplu și să ne povestească cum au pornit aceste comunități. În cadrul conferinței, participanții au descoperit trucuri uimitoare despre tendințele pe rețelele de socializare și cum să creezi o comunitate cu milioane de urmăritori. Printre speakerii invitați la eveniment se numără și Rasul din Kazahstan, directorul unei comunități de aproape 4 milioane de urmăritori pe Instagram. Comunitatea acestuia creează conținut de divertisment și tratează problemele sociale cu umor. Простые используют это интернет, используют всю мощь социальных сетей и делать, конечно, побольше видеоконтента, позаботиться о личностном брендинге, понять, какие у тебя есть как бы личностные характеристики, да, то есть. И просто подумать, как ты их можно правильно можешь преподнести в социальных сетях. La această conferință a fost invitat și directorul unei companii din Londra. Acesta împreună cu mai mulți tineri a creat o comunitate pe internet dedicată jurnaliștilor, fotografilor și videografilor din întreaga lume. Datorită comunității tânărului, 10.000 de specialiști pot să colaboreze și să câștige bani. Tânărul a împărtășit experiența sa în domeniul inovațiilor digitale. How can you create an engaged community out of your audience? Get them to be a part of what you're doing, get them involved, active, constantly, and how can you collaborate with other partners to make that happen? Conferința a avut drept scop să abordeze diverse subiecte din domeniul IT. La eveniment au participat speakeri atât din Republica Moldova, cât și de peste hotarele ei. Participarea a fost gratuită.